Salutare, Alva Gang, și bine m-am regăsit la un prim episod dintr-o apta păsta niște League of Legends pe canal noi. Bă, nu mai spamați atâta, spamezi tu. Bun, bine m-am regăsit la un nou episod de League of Legends. Astăzi vreau să deschidem o serie, nu știu dacă veți urmări cu toții. Faza e că eu mă joc foarte mult LOL și vreau să deschid o serie de Bronze to Diamond. Adică, practic, eu sunt divizia Silver 5, acum nu-s chiar Bronze, dar Silver 4, de fapt. Și vreau din Silver 4 să ajung în Diamond alături de voi, ceea ce înseamnă că ar trebui să fac chestia asta pe canal. Și o să postez meciurile pe care le facem. Mai s-a schimbat foarte mult LOL, uitați-vă cât de mișto este acum. Bine, asta e update-ul de Crăciun, avem mapa de Crăciun și toate chestiile astea. Și dacă mă joc atât de mult, chiar mi-ar părea rău să nu și filmez League of Legends, adică... Chiar mi-ar părea rău să nu filmez. Poate cine știe vom strânge și o comunitate de oameni care se joacă League of Legends pe canal. Cine știe, poate cine știe. Poate cine știe. Cine știe de foarte multe ori. Oricum, hai să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Ce reușim să facem cu meciul nostru. Și dacă reușim să luăm și noi puncte, pentru că meciul trecut am jucat un Rengar. Pur și simplu eram carry, dar că am pierdut, eram singurul carry din echipă. Și am pierdut meciul. A fost foarte nașpa. Am vrut să-l am filmat și pe ăla, dar nu pot să-l postez. Și e păcat că dacă nu mai câștigam și pe ăla, cred că intram în serii pentru calificare, pui mei. Doamne, ce mișto e skin-ul Tristanei. Eu din câte am văzut îi dau counter Tristanei. Deci e bine, cred. Mi-am ales și un campion special pentru a-i da counter, adică de asta m-a interesat când când l-am ales pe Lucian. Pentru că eu în mod normal vreau să joc Queen match-ul ăsta. N-am viziune. No vision. Pune ward în puii mei. Când nu ai viziune pierzi. Trebuie să ai viziune. Și o să încerc să vă dau și eu niște sfaturi pe care le acumulez. Eu personal sunt main jungler sau mai mă joc și AD carry. Adică ori AD carry, ori jungle joc, dar prefer să joc jungler mai mereu, nu știu, îmi place mie mult mai mult, puii mei. Mă lăsă ce pe top. Deci eu sunt main jungler, deci nu joc main-ul meu acum, dar ăsta e al doilea meu main, cum ar veni. Dai drumul, că te crăp. Bine, mai degrabă mă crăp tu pe mine. Bun, mersi. Am 15 farm și ea la fel. Vedem cum reușim cu farmul și cu toate chestiile astea. Trebuie să avem un avantaj, știi, eu nu joc la... Ce face asta? Doar îmi dă-n ei? Sau Mia? Că nu înțeleg. A, n-are de-alea. Ok, atunci iau eu. Lasă-i să intre în turn. Așa. Ah! Smells rotten here. Hai că ne scurcăm bine și deocamdată cu... Noi mai avem clipuri de LOL pe canal. Am un pentakill cu Illaoi, parcă. Da, am un pentakill cu Illaoi pe canal. Atâta. În rest nu cred că mai avem. Sau mai am și niște clipuri cu Kha'Zix și Talon, parcă, sau ceva. Dar vreau să fac un Bronze to Diamond pentru că e mai interesant așa decât să nu fac... decât pur și simplu să joc niște meciuri random. Deci toate meciurile pe care o să le vedeți momentan o să fie rang. Nu știu dacă o să apară în curând și Ultra Rapid Fire, ceea ce înseamnă că o să vedeți și meciuri din alea pe canal, cu siguranță. Hai să avem și noi viziune, zic și eu. Să-i fac semnul ăla, să ne facă gang. Bun. Stăm bine cu farm-ul. Mamă, cât dau minioni ăștia, deci... Sunt bodyguards, ești nebun. E greu rău de tot cu minionii. Oh, 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 oh. Mamă, mamă. Mi-am dat flash-ul, am crezut că fac ceva, dar n-am reușit. Păcat. Păcat, păcat, păcat. Xena are două kill-uri, ceea ce e foarte fain. Not... Sure. Mi-am pus acolo webcam-ul foarte bine ca să nu deranjez pe nimeni cu nimic. Bravo. 35 farm, iar 37.
Vreau să nu o las să farmeze acum. Dă-i drumul. Ah, farmează ea că ea poate că e tristat. Nu și-a consumat poțiune. Dar ține de poțiune, zici că ține calauche din cap. Bă, măcar pe ce l-am spart, deci știm că ciogat a fost spart momentan. Apa! Mamă, doamne, cum am scăpat aici. Am avut reflexe bune. Că noi viziune n-avem, deci nu. Nu prea se gândește prea cum rând Leona să cumpere viziune. Niște word-uri, ceva? No! Doamne, ferește! Vezi, ne mănânce word-urile. Hai chiar, da și prea mai mana asta e nașpa. Ea mai are, da, ea nu dă cu mana. Ea are cash-out-ul ăsta, știi? Are splash-ul ăla ea. Ăla-i norocul ei. Are, da, bun. Momentan suntem foarte farmeri și vreau kill-uri, nu farm. Și farm ajută. Ne. Eu am flash-ul, am heal-ul în caz de orice. Eu îi dau counter, de-aia mi-e frică de bătaia cu ea. Nu știu, da, nu cred că și-a dat. Nu știu dacă și-a dat heal-ul de fapt. Nu cred. Bun. A făcut level 6, fraiera. De ce oare? A venit mai devreme pe lane sau? A, a fost singură pentru când a plecat ciocaci de. Știți că farmul se... XP-ul de fapt se împarte la 2. Dacă sunteți 2 pe bot. Ce și-a făcut viața? Bă, word. Shit. Ok. Îndepărtează-te. Eu vreau să o fac, să fac kill pe ea neapărat. Nu știu dacă voi reuși asta-i fa... Pantom. Mamă, ce ultimată proastă și-a dat. What the fuck, au venit toți pentru ce? Că n-au făcut nimic. Ce proști. Ok. Nu-ți da back. Îți dai back aiurea. Mă lași să mor. Hai să facem kill. Unde vine asta? Go. A, pui mei, până vii tu. Ne apucă noaptea. Hai că-mi dau back. N-are sens să mai stau. Nu face absolut nimic, n-a făcut nimic asta. Deci am 83 atac, iar are 83. Ok, vreau să mă asigur de chestia asta. A avut lag Leona. Eu să-mi cumpăr să-mi cumpăr, cred că Infinity Edge-ul ca de început. Rupi cu... sau... Ok, hai să facem așa. Și să așteptăm și pentru Berserker Greaves. Vreau totuși movement speed-ul ăla. Știi că sunt Lucian. Lucian e un... e squishy și îmi place bine. Și Tristan e squishy, dar îți trebuie movement pe Lucian, știi? 73 farm, minutul 10, e bine, chiar e bine, avem farm foarte bun. Bă, rog, se putea și mai bine, logic, dar chiar n-am arătat farm în match-ul ăsta. Bă, top aia stă cu spagheta aia în mână. Și-a dat și-a back. Logic. Dar ce era, fraieră? Stați să vedeți cum jocă Queen Assassin. Bine, eu fac Assassin pe bot, dar... nu fac chiar de chiar, eu fac mai mult asasin. Dar tot rupe. Ia pune un ward aici să mă asigur eu că e totul alright. Bun. Haide, Bleona, că am nevoie de tine.
I need you on a time. Mam. Face fraiera asta mai mult farm ca mine. Și nu pot să sar. Să dau damage pe ea că mă bată ăștia doi, că sunt doi. Iar eu n-am multe kill-uri peste ea. Ne lăsăm un pic pușați. Bun, iau pe aici, iau pe aici. Hai mă, veniți. Pleacă, mă iei farm. Fă un gank ca lumea și după poți să iei farm. Faci niște gank-uri foarte proaste ăsta. Bine, și ele prostuți așa dacă stau să mă gândesc. Go ahead. Scare me. E prea egal match-ul, nu se întâmplă nimic pe bot. Deci botul o să fie foarte boring, asta e nașpa. Da. Dacă nu ne mutăm de pe bot, o să fie foarte boring. Deci hai să vedem ce putem face. A văzut? Hai. Hai să pușăm. No, 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 no. Ok, happy, happy, happy. Happy, si batem. Go, Leona, go. Si batem, bă, fraieri. Nice. Păcat că n-am luat și kill-ul, primul kill al Leonei. Da, e ok. Hai că venim acum. Hai mă că... You can solo, man. Man, îl faci solo. De ce ai nevoie de ajutor? Să nu ții damage sau... Ce naiba? Ok, hai. Vreau și să dau turn, nu mă pune acum să stau să te ajut pe tine când tu faci solo. Adică nu dăm și noi un tur, nu ne interesează mănuntele astea. Așa, boss. Am zis că se poate. Îl ieși pe ăla? Nu-l mai ia. Îl iau, eu nu-i problemă. Ce și-a mai luat? Mai nimic, văd. O să-mi dau babe doar pentru că am mai mulți bani decât ea. Eu vreau să-mi cumpăr avantajul de care dispun. Ce prost s-a speriat de mine. Ok. Hai să luăm damage și critică. Și să mergem spre lane așa ușor. Frumos, frumos. Match-ul ăsta este destul de frumos. 6-0. Am jucat perfect. Deci echipa noastră joacă perfect în momentul ăsta. Farm foarte bun. Kill-uri, assist-uri. Chiar eu, mamă, bine, ne-a salvat turnul. Bă, 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 nu, 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 nu. A, bă, da, vine Ari. Bravo. Ce? Doamne, cât ghinion. Doamne, ce ghinion. Ce ghinion uriaș, să-mi bat piciorul. L-a luat Leona. Good job. Ce frumos. Ce l-a luat Leona pe fraier.
Mă rog, am măcar 3 asisturi. N-am nici cele mai multe kill-uri. Mai are? Nu mai are. Ha, scapă rău proasta. Are... No. Am bătut-o. Am bătut-o pe fraieră. Asta e tot ce conta. Știi, adică ce puteam să mai fac din zi? Nu puteam să-i bat pe amândoi, nu eram chiar așa. Mă duc pe Infinity Edge. Următorul item... Aș vrea un Rapid Fire Cannon, chiar dacă să zici că... Nu Rapid Fire Cannon. Să de fapt m-ar ajuta dacă stau să mă gândesc, depinde. Mai degrabă ăla la altul. Mai degrabă ăsta, cred, nu știu. Așa mi se pare mie. Că ar fi mai degrabă itemul ăla. Hai pe mid, nu știu. Încercăm așa. Vedem. Ce ieși, o ieși. Bun, deci pe bot avem pe Trist, care se spune că lui Tristana. Ăștia vor să ia la... Nu mai știu cum îl cheamă, am acum lapsus. Dar e foarte bun pentru puști de turn, știți și voi. L-am luat. Rift Herald, da. Eden Rift și Herald, nu știu de ce. Herald de la Herald. O avea asta ultima dată? Nu știu dacă o avea. Dar nici nu vreau să aflu pe pielea mea. E ok că pușăm puternic, am înțeles. Boom. Bun. Ia-o pe Tristan, a venit pe acolo, pe spate. Bun damage-ul, bun. Nu prea iau eu killer, dar e ok. Adică ne descurcăm bine. Frumos, și joacă bine echipa asta, îmi place. Turn. Mă rog. Ar trebui să ne luăm baronul, nu știu dacă să... Ar ajuta mult, bine, e cam de vreme, dar ar ajuta. Că ăștia vede și voi, nu prea se descurcăm. A venit asta cu spagheta. S-au făcut două death-uri, am murit eu odată și cine a mai murit o dată? Xin Zhao. Cred că-i batem. Bun. Hai că dăm și turnul. Vreau să-mi iau blue ăsta lor, nu știu dacă îl mai au. Da. L-au păstrat pentru mine. Fix pentru mine, sunt sigur. Dar îl iau. Bun. Hai să dăm un bec. Un bechinos, că avem bani mulți. Ar fi useless să mai stăm deocamdată. Deci ne-am luat ăsta. Următorul item aș vrea să fie ceva, nu știu. Să luăm niște lethality. Nu prea se merită că totuși nu suntem chiar așa. Aș lua un essence river, dar totuși am nevoie și de lifesteal. Deci cred că o să facem ăsta. Hai să luăm așa două chestii de-astea. Bun, ne mai luăm un dragon. O să mă duc să iau Redu. Mă duc să-l dă ciorădăiesc repede de tot.
Jocard 96, ce numere asta. I will go get the red Jocard. Ok? Ok. Bun. Bun. Nu prea m-am ocupat așa bine de farmă. Bine, nici n-am cum, că na. Ce jucăm noi acum nici nu-mi permite să fac chestia asta. Eu cât de stam, câtă critică? Critical strike 50%. Decent. Nu e așa wow, da. Dacă s-ar pe ei, eu sunt aici, mâncați aici și spargem. Spargem pe fire. Am au văzut deja, mă, nu mai are sens. Ok. As you wish. Iau și blue-ul nostru, doamne ăștia. Mă mai ocup eu de farm, că văd că ăsta nu se ocupă de obiective deloc. Și blue-ul este un obiectiv important. Ok? Ok? Blue-ul este un obiectiv important. Dă-mi poate muzica mai încet un pic, că oarecum mă stresează. Bun, hai să mergem pe stay. Să vedem cum o jucăm pe asta. Bun, bun, bun. Doamne, damage-ul meu este insane. Deci în momentul ăsta damage-ul meu este insane. Dau foarte mult damage. Ceea ce e mega blană. Nu știu cum ca zic, nu face nimic, adică are dust blade-ul. Ceea ce ar trebui să-l ajute destul de mult, dar văd că nu se descurcă deloc, ca zic. Ăsta are scutul ăla lui. Văd că suntem cu toții aici, nu, de fapt fiora e pe bot. Ăsta nu și-a... Mamă, și ăsta și-a luat... Și ăsta joacă pe Lethality, what the fuck? Ați nebunit toți. Stai potol, că am pistol. Ah, ce glumă bună. Sunt mândru de ea. Bun. Hai să-i dăm lui păduchierul ăla. Păduchiarul. Nu știu ce au făcut. Dar e clar că nu prea le-a ieșit. GG. A dat surrender, bun. Well, cam așa se cară în ăsta. Bine, nu zic că am avut echipă proastă. Oh my god, v-am spart timpanul. Nu zic că am avut echipă proastă. Dar nici ce-am mai iubit, adică a fost ok, ne-am descurcat, iar ei au fost slăbuți, n-am mai dat honor, m-am uitat, am vrut să dau sincer. Binothi. Și am primit un summoner icon. Baron Poro. Deci, vă mulțumesc mult de atenția acordată, sper că v-a plăcut și poate vom mai posta League of Legends în continuare. Eu am fost Alex. Vă pup. Ciao.